Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Am să vă fac astăzi citirea în cărți, bineînțeles tot separate, fiecare, Dama de Tobă, de Ghindă, de Roșu și de Verde, pentru doamnele căsătorite. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru sprijin, pentru mesaje. Și mă bucur să vă am din nou alături de mine. Dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal și considerați că rezonați cu stilul meu, o puteți face gratuit apăsând butonul de abonare și clopoțelul. Mulțumesc frumos! Să începem etalarea pentru luna octombrie. Doamnele căsătorite, în relații serioase și cele care locuiesc cu partenerul lor, da? Bun, vom începe cu Dama de Tobă, știți cum le aleg, deci nu le aleg, așa cum îmi ies de la cărți, așa le las. După aceea urmează Dama de Ghindă, Dama de Roșu și nu în ultimul rând Dama de Verde. Bun, începem cu Dama de Tobă. Cele în relații serioase, căsătorite. Să vedem pentru luna octombrie ce vă mai rezervă viitorul. Carte, ops. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată patru posturi, am pus nume de ghicită să se deschid pentru Dama de Tobă. Căsătoritele, de fi de bine să vă luminați, de fi de rău să vă întunecați, amin. Ha. Cam individualiste veți fi în această lună octombrie și am început aici cu mici disfuncții pe sănătate. Se pare că sunteți cu nervii la pământ unele dintre voi sau pur și simplu, nu știu, puse pe ceartă în această lună sau puteți fi chiar și nemulțumite de anumite aspecte. Pe de o parte pentru viața amoroasă, pe de altă parte poate să fie sănătatea, da? Sunteți un pic supărate. Haideți să vedem, să vedeți. Eu zic că e sănătatea până la urmă. Ceva vă enervează, vă deranjează și probabil că nu-i dați de cap. Nici nu mi-arată exact aici despre ce ar fi vorba. Eu cred că aveți o afecțiune mai veche de care nu scăpați sau e ceva, o analiză care urcă și scade, m-aș duce către oase și către aslu. Eu cred că aici este problema de sănătate. Nu mai știu de la ce vine chestia asta, probabil că fumați și mult unele dintre voi. În altă ordine de idei, totuși în luna octombrie, de asta am spus că este pe sănătate, am vrut să văd exact dacă este viața amoroasă sau sănătatea. Stabilitate în casă, aveți bucurie în această lună, adică veți lupta să fiți bine, să vă ocupați de voi și să vă rezolvați anumite probleme și veți reuși. În altă ordine de idei, aici nu v-aș băga prostii în cap, totuși, cu viața amoroasă, sexuală, ca să zic așa, dar și acolo este ceva care totuși vă supără. Eu nu prea pot să dau detalii despre așa ceva pe YouTube. Dar în orice caz, realizări în casă și stabilitate în luna noiembrie veți, în luna octombrie, pardon, veți avea niște realizări în urma cărora vă veți face mulți dușmani.
Cineva vă ajută totuși pentru o schimbare de casă, parcă vreți să scăpați de acel loc și nu neapărat unele dintre voi vreți să să schimbați casa. Nu neapărat din cauza vecinilor, ci pur și simplu de anumite energii negative și anumite lucruri care s-au întâmplat în trecut aici cu dușmanii ăștia care vreți să scăpați de ei sau cu lumea care stă cu ochii pe voi, dar v-am spus nu neapărat că sunt vecinii, deci e un cumul de dor, de lucruri care nu v-au plăcut, deși suferiți de ceva din trecut acolo, e ca și cum ați avut amintiri frumoase cu o persoană sau pur și simplu poate aveți și sau ați avut un animăluț sau ați îngropat un animăluț dacă aveți curte sau ceva acolo și n-ați vrut să plecați sau din cauza amintirilor pur și simplu, însă vă spun acum că sunteți hotărâte să o faceți cu partener sau fără partener. Vă aduc aminte că nu sunteți doar doamnele căsătorite, ci și cele în relație. Adică partenerul nu mai joacă niciun rol cumva, mai mult sau mai puțin în această lună sau în viitorul apropiat, pentru că veți face fix exact ceea ce vreți. Sunteți supărate și nemulțumite pentru dragoste și vreți să schimbați în această lună ceva. Ați fost totuși mințite, poate fi și un divorț aici cu turnul ăsta și cu șobolanii, da? Sunteți sătulă și vreți să plecați, să dispăreți pur și simplu, să nu mai știe nimeni de voi. Și bine faceți pentru că aici se poate întâmpla să vă și îmbolnăviți, da? De atâta. Cred că nu neapărat de suferință că nu merge relația, ci de mai mult de minciună. Deci, asta simt să spun. Mai mult de minciună, de nesinceritate, de nehotărâri. Și sunteți într-adevăr supărate, dar cu cartea asta sus, chiar dacă divorțați sau vă separați în această lună, o să se regleze într-o săptămână, două, situația și o să vă cadă o schimbare chiar și pe drum, da? Faceți drumuri, ia uite, vedeți, ați fost blocate, cineva v-a mâncat de energie aici, chiar și partenerul, chiar dacă sunteți căsătorite și nu vă gândiți să divorțați sau nu vine un divorț, deci sunteți pur și simplu mâncate de energie și câteodată nu mai știți încotro să o luați. Sau chiar și în luna asta, că vă tot gândiți să o fac, să nu o fac, uite, câte vorbe proaste, discuții și falsitate aici. Bun, e o etalare generală. Trebuie să înțelegeți că mie îmi cade acum energia care primează cel mai mult. Deci dacă 25% dintre voi sunteți fericite și restul nemulțumite, mie îmi cade energia acea de nemulțumire, da? Nu o să-mi cadă fericirea. Vești de la un bărbat de ghindă care trebuia să vă vină în casă. Dar cumva sunteți spate în spate, aici să vedem ce ține bărbatul ăsta de ghindă. Ține inelul, bărbatul ăsta a vrut să rămână cu voi, să fie cu voi, dar vine sau nu vine, ia să vedem. Nu, rămâne cu o femeie de roșu, deci va face o alegere acolo unde există un bărbat de ghindă și unde ați fost într-o relație cu un bărbat de ghindă, rămâne cu femeia de roșu și cu soacră sa în casă sau cu măsa sau cu cine o fi și le este pe destin aici până la urmă. A vrut o relație serioasă cu voi, a vrut o căsătorie, dar din păcate, el îmi cade cu alte femei aici. Veți avea și bani în luna octombrie, vor veni și banii, să vedem din ce vin, dintr-un act.
dintr-un act vor veni și banii. Da, vedeți, s-au grupat valeții fantastic, deci toți trei s-au grupat. Sigur veți face niște acte din care vă vor veni niște bani, probabil că veți vinde teren, casă sau ceva, sau vă vin niște bani, nu se vede, da? Am lăsat camera un pic mai jos, că am telefonul încărcat, da? Deci 100% veți avea realizare de dar, de unde, de neunde, așteptat, neașteptat. Veți sta bine cu bănuții, veți fi sprijinite. Mai vorbiți, care aveți bărbat de roșu, veți avea un nou început. Chiar dacă ați fost în probleme cu el, vă împăcați și rămâneți împreună. Sau dacă sunteți bine și știți că sunteți bine cu acest bărbat de roșu, veți lua hotărâri în această lună să ce? Să vă mai căsătoriți odată, să vă mai jurați ceva sau pur și simplu să faceți ceva pentru copilul vostru. Unii dintre ei, acolo unde este cazul, o să-și mai ia o funcție sau li se mărește salariul sau... Dar în urma acestui nou început, sau poate iese la pensie, sau poate, sau am spus de pensie, sau pur și simplu, poate aici este și o schimbare de servici a unui soț de-al dumneavoastră, sau prelungește contractul de muncă, dar în orice caz sunteți bine. Aveți grijă să nu dați cu piciorul în această lună la o realizare cu nu aici altele dintre voi care trebuia să vă, mă, nu știu, poate să nu știu, aici avem o problemă. Aici avem o mică problemă, a căzut moartea, v-ați dorit unele dintre voi probabil o realizare sau v-ați dorit ceva, o realizare, dar e pe dragoste, pe temei, pe casă, pe ceva, pentru că mi-a căzut femeia de stat. Deci... Și cu moartea asta aici, sau v-ați dorit o situație ca să o duceți mai bine, să faceți o schimbare și nu v-a ieșit aici, nu v-a ieșit. S-ar putea să mai aveți întârziere dacă sunteți la drum lung. Dacă nu sunteți, dacă sunteți undeva la drum, parcă un pic de tot va trebui să mai așteptați pentru această transformare. Uite, multă gelozie pe voi, cineva vă gelozește, probabil cele care sunteți cu un bărbat cu ochii verzi sau albaștri, aveți multă gelozie din partea, nu știu, din partea celor care vă cunosc, să spun așa, pentru că acest bărbat cu ochii verzi sau albaștri chiar vă ține în palme, așa îmi cade, așa vă spun. Sau o să vă păcați dacă sunteți dacă ați avut probleme cu acest domn de verde, dar dacă sunteți în situația în care să vă separați totuși sau să divorțați, să știți că, oricum, careva dintre voi nu va rămâne singură, pentru că mie îmi cade aici. Ia uite ce frumos, dragostea cu bărbatul de verde, veți cunoaște pe cineva în final, deci singure nu veți rămâne. Așa că dacă chiar nu mai există nicio șansă în relațiile pe care le aveți, nu vă faceți griji, pentru că apare cineva cu ochii verzi sau albaștri, într-adevăr, mai târziu, mai spre toamnă, iarnă,
în altă ordine de idei, apropo de bani, am spus că vin cumva, poate pe la mijlocul lunii, cele care aveți servici, se poate întâmpla să vă schimbați și serviciul pentru că munciți foarte mult acolo unde sunteți și nu mai aveți, nu mai aveți chef sau pur și simplu vă veți angaja. Uite, vezi, sunteți foarte obosite la acest loc de muncă, cele care aveți servici, foarte obosite. Nu mai aveți putere, ca și cum și-ar dori pur și simplu să primiți o demisie, să vă dați demisia. Și uite, multă dragoste, suferiți din dragoste. Deci știți că sunteți mințite sau ați fost mințite. Ce să zic, până la urmă... cu vulpea asta aici pe dragoste, este clar că aveți majoritatea neplăceri sau nemulțumiri. Haideți să vedem și cum vă gândesc totuși partenerii acolo unde sunteți bine sau unde gândiți să rămâneți împreună. A fost dragoste la prima vedere și cam la fel trece. A fost ceva fulgerător, v-a plăcut foarte mult, sunteți ca o regină pentru ei, dar în anumite situații nu s-a legat sau nu se leagă. Uite, cu ăsta de ghindă, de asemenea, stă și se gândește ce naiba să facă, să plece, să rămână. De asemenea, aveți parteneri care sunt născuți în luna august sau pe data de 12 în orice lună sau pe data de 8 în orice lună. De asemenea, toată lumea se gândește, vă este frică de singurătate. Bun, o energie generală să scoatem pentru dragoste, pe dragoste pentru dama de top în luna octombrie. Trebuie să ieșiți, să vă schimbați programul, să vă ocupați de voi, să ieșiți la plimbare, la cafea, la totuși, pe de altă parte, care aveți acolo inițială, partener cu inițiala A, ar fi vrut schimbare sau vreți o schimbare spre bine, dar nu știu, deci vă spun, și-a dorit, dar n-a putut sau nu poate sau a hotărât să se întoarcă în altă parte. Da. Și acum să scoatem și un sfat din partea îngerilor. Cam tristă cartea la dama de topă, dar ce-mi place, totuși, va căzut stabilitatea și schimbare de casă și de servici acolo unde este cazul sau unde vă doriți. În rest, să știți că multe bârfe, o lună agitată în luna octombrie, mă bucur că v-au căzut banii, ia uite, trei cărți au căzut, Roseta, și vă transmite, ai darul de a lucra cu tinerii și misiunea ta divină implică ajutarea, învățarea și îngrijirea copiilor, deci dați de pomană copiilor, dacă lucrați cu copii, nu știu, toată energia să se ducă acolo. Merlina vă spune de asemenea, ești dezorientată și nehotărâtă, fiindcă nu ai informații suficiente, cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie, probabil să faceți, nu știu, să vă dați încă exemplu sau să mergeți la vreun preot. Și Indriel, ești purtător de lumină, Dumnezeu are nevoie ca lumina și iubirea divină să strălucească asemenea unui înger peste pământ și peste toți locuitorii săi. Deci, cumva sunteți luminate și la trup și la suflet și la creier. Deci, una peste alta, până la urmă veți ieși din aceste situații. Acum nu se desparte toată lumea, dar totuși o carte grea pentru dama de tobă, pe dragoste în luna
octombrie și de asemenea care sunteți în trio relațional, tind să cred că partenerul vostru, nu tind să cred 100%, totuși parcă ar mai încerca, ar veni, ar pleca, ar veni, ar pleca, multe minciuni, dar nu ar rămâne cu voi până la urmă, nu știu ce să zic, tot a vrut, a înaintat, a fugit, iar a venit. Bun, trecem mai departe la dama de ghindă, dama brunetă cu ochii negri și cu pielea măslinie pentru luna octombrie. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, 4 posturi ți-am postit, ți-am pus lume de ghicit astăzi, te deschid pentru dama de ghindă. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Foarte sunteți așteptați vești în luna octombrie. Vești. Așteptați să se rezolve o problemă, sunteți în stand-by, așteptați după alții, dar nu puteți face nimic în această lună, pentru că depindeți un pic de alte persoane. Și haideți să vedem dama de ghindă. Într-adevăr, drumurile sunt bine aspectate, veți aștepta, veți primi o veste bună, o bucurie. Dacă aveți bărbat de roșu, veți avea o bucurie cu el și mai ales dacă unul din voi doi este cu litera I în nume sau prenume, veți hotărâ niște drumuri, poate un concediu sau, ia uite ce bucurie și pe dar, luați hotărâri pe de o parte să mergeți și la o nuntă sau poate chiar se apropie sau ați fost la începutul acestei luni, că totuși suntem în 3 astăzi, sau hotărât să, nu știu, că vă și luați ceva de îmbrăcat, vă înnoiți, e ca și cum vă reînnoiți garderoba sau investiți în voi, mergeți undeva pentru că vă îmbrăcați frumos. Dacă aveți probleme cu oamenii de stat, vreau să vă spun că în luna asta nu se întâmplă nimic sau puteți pierde chiar și un proces. Da, îmi pare rău. Cele care sunteți plecate peste graniță, încă aveți dureri și trageți multe după voi, da? De la un bărbat mai tânăr decât voi, probabil că ați fost într-o relație cu cineva care este mai tânăr, cel puțin cu o zi decât voi. Bărbatul ăsta vine, pleacă, vine, pleacă, dar voi duceți o greutate totuși în spate din cauza acestui bărbat sau voi împreună cu partenerul vostru duceți o greutate în spate sau dorința totuși de a fi împreună și sunteți separați pentru că vă separă drumurile. Poate fi și asta, pentru că totuși îl văd pe acest om cu gândul la voi și cu fața la voi. Piedici aveți, da, aveți blocaje, să știți că ați fost totuși urâte de o femeie cu ochii verzi sau albaștri. Pe de altă parte, deși este o etalare de dragoste că dăm pentru doamnele căsătorite sau în relații serioase sau în relații, da, nu de ieri de azi, că aia nu e relație, vreau să vă spun că totuși careva aici ați sperat că iubitul vostru, prietenul vostru va divorța. Deci aici avem un trio relațional. Mai aveți blocaj de asemenea și din partea bărbatului pe care îl așteptați, pentru că ați sperat la un divorț, poate există și o separare, dar nu văd, sunteți tot într-un blocaj. Pe de altă parte, într-adevăr, v-a blocat și și o femeie de verde, poate fi această femeie. Soția iubitului vostru sau poate
Poate fi de asemenea pur și simplu o ură sau probleme care le-ați avut în trecut cu cineva de verde și încă sunteți blocate. Deci cineva are multă ură pe voi, pe cele care aveți, bineînțeles, poate sunteți căsătorite, poate aveți relații stabile sau pur și simplu este un trio relaționar, se poate pentru că sunteți multe. Dar încă stați într-un blocaj aici. Ia să vedem. Pentru sănătate, stabilitate în casă cu copiii sau cu o mamă sau cu o fată, da? Se fac niște schimbări la voi, acolo unde sunt copii. Se schimbă ceva, grădinița, școala. Poate un sport, poate o limbă străină, schimbați acolo cu un copil. Veți afla despre o căsătorie, dama de ghindă, vei primi vești despre o căsătorie. Da, e cu mare noroc. Dacă aveți copii care se căsătoresc, va fi cu noroc această legătură, această căsătorie. Iar dacă ar fi să fiți voi, deși cartea, să zicem că aveți o relație serioasă și vreți să vă căsătoriți, totuși, și să spunem că ați fi voi, este valabil doar dacă sunteți născute pe data de 12 în orice lună sau în luna decembrie și să spunem că în luna decembrie veți fi cerute de neveste care sunteți. Multă gelozie pe dragostea voastră la unele dintre voi, bineînțeles, certuri, că mai sunt și de astea, dacă aveți bărbat cu ochii verzi sau albaștri. Aici lucrurile, nu știu, e ca și cum aveți o dependență unul de celălalt, nu puteți scăpa, da? Vă țineți, deși voi nu vă potriviți, da? Dar e ceva care nu vă lasă. Haideți să vedem cu bărbatul de tobă. Dacă aveți bărbat de tobă, într-adevăr, vă va merge bine în această lună octombrie. Și se pare că careva de aici veți face și un drum peste ocean. Da, și cineva în final cred că se va îndrăgosti de voi. E valabil, bineînțeles. Cineva cu care lucrați aici. Wow! Cineva cu care lucrați, văd că se îndrăgostește de voi, deci cineva se ține după voi la locul de muncă. Pe partea materială nu cade rău, dar totuși cu procesul ăsta pierdut aici s-ar putea să achitați niște bani, să trebuiască să achitați niște bani. Sănătatea este în luna asta bine aspectată, dar desigur, nu toată lumea este bine, dar nici toată lumea rău. Aici trebuie să aveți grijă cu pancreasul, fierea ceva. Ar trebui să mai mergeți un pic la doctor. Și cam asta este în mare. Cu dragostea nu stați rău. Stați mai bine decât dama de tobă, dar parcă vă văd un pic și mai răbdătoare, un pic mai diplomate, un pic mai retrase. Sunteți în așteptare să vedeți partenerul vostru, soțul, încotro o ia. Și aici care aveți bărbați alcoolici, să știți că vor merge la doctora sau cel puțin
vor fi din ce în ce mai rău, iar în viitor să știți că veți rămâne văduve valabil doar pentru cele care aveți așa ceva, da? Soți care beau sau parteneri. Bucurie în două zile, două săptămâni, dacă eu vă spun că voi cele care sunteți și nu sunteți căsătorite, ca și cum aici, bun, sunt căsătorită, nu pot să divorțez, sau sunt căsătorită, dar sunt separată, stăm separați unul de celălalt sau orice, eu vă spun că voi mai aveți pe cineva sau veți mai avea pe cineva până la sfârșitul anului. Și cu îndoiala asta pe relații să nu mai aveți, că nu veți rămâne singuri acum, știți cum e, depinde fiecare ce își dorește, ce fel de relație. Și mai faceți și voi niște rugăciuni, că văd că sunteți cam blocate pe dragoste sau nu vă găsiți liniște. Haideți să vedem cine vă iubește și vă... cei cu care sunteți bine și aveți parteneri. Uite, gândesc că sunteți perechea perfectă, dar eu vorbesc de cei care sunteți căsătoriți acum. Uite aici, am aici așa, doamnă care este căsătorită de 20 de ani. Am relație care sunteți de 2 ani împreună și poate chiar și dintr-o lună noiembrie eventual, da? Sau cei care sunteți dintr-o lună noiembrie împreună, sunteți foarte bine și veți rămâne cât mai mult timp împreună, da? După aceea, unii dintre voi ați rămas doar prieteni, nu divorțați, da? Și sunteți doar prieteni, v-ați rămas prieteni, dar mai am o situație aici, la o doamnă care soțul ei a rămas cu ea pentru că e foarte cumpătat. Deci se pare că probabil îl certați mult sau stați cu gura pe el, sunteți insistentă. Haideți să vedem pe dragoste, mi-au căzut două cărți pentru voi, dama de ghindă. Vreau să spun așa, deci e una proastă, una bună, asta a fost prima, da? Hai să iau pe prima, veți avea reușită în dragoste la ceea ce vă gândiți, dacă sunteți cu inițiala de C sau aveți partener cu inițiala de C, nume sau prenume, dacă sunteți pești, dacă sunteți născute pe 10, în orice lună, dacă sunteți balanță, gemeni, da? Și dacă veți avea reușite, da? Și nu numai, că e o energie generală pentru toată lumea, da? Deci reușita pe dragoste în luna octombrie poate fi. Dacă nu vă grăbiți. Da, dacă nu vă grăbiți, că asta nu-mi place, dar mă rog, le-am luat pe amândouă. Se poate întâmpla, cele care sunteți născute în februarie și aveți parteneri sau vreți pe cineva, să nu reușiți să puneți mâna pe el sau să fiți cu el sau să aveți impresia că veți fi cu el și să vă scape printre degete. Dar e valabil doar pentru cele care sunteți născute în februarie sau veți auzi ceva despre partenerul vostru că veți rămâne, credeți-mă, deci veți rămâne perplexe, da? Dar, la modul general, ar trebui totuși să aveți reușite, mai ales într-o zi de miercuri, da? Sau poate ați avut săptămâna asta și veți mai avea miercurea, e ziua voastră norocoasă la dama de ghindă pe dragoste. Totuși ar trebui să se întâmple lucruri bune. Haideți să vedem și un sfat din partea îngerilor, Serefina, și vă transmite, sunt îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări, da? Deci asta ce înseamnă? Că până la urmă rămâneți cu partenerul sau veți rămâne însărcinate, să dea Dumnezeu, deși n-am văzut. Poate deja sunteți
gravide, n-am văzut ceva în mod deosebit la dama de ghindă, dar în orice caz, dacă vă măriți, înseamnă că e de bine, poate se căsătorește unul din copii, că parcă am spus mai devreme, nu? Deci cam asta este pentru dama de ghindă. Haideți să mergem mai departe cu dama de roșu. Dama de la brunetă la blondă, cu ochii căprui și cu pielea normală, nici albă, nici neagră. Cartea luminată de la Dumnezeu lăsată. Patru posturi ți-am postit, ți-am pus lume de ghicita să se deschidă, fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Sunteți supărate un pic, dama de roșu, pentru niște bani. Hai să vedem, aveți speranță că se vor rezolva. Da, uite, lacrimi, da. Bun, deci, dama de roșu. În viitorul apropiat, deci dăm acum pentru cele căsătorite sau în relații. Vedeți, aveți mare grijă că vă spun 100% că partenerul vostru mai stă și din interes cu voi, da, la unele, da, nu la toată lumea, bineînțeles că e talare generală și n-are cum să n-are cum să se potrivească tuturor, asta pe de o parte, iar pe de cealaltă parte aveți grijă cu cine vă intră în casă, pentru că veți fi păgubită de o femeie brunetă, da? Deci mare, mare grijă cu femeile brunete. Poate veți primi chiar și o amendă, aveți o plată de făcut unele dintre voi pentru un copil. Da? Deci se întâmplă ceva aici. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că totuși dăm pe dragoste, că asta facem pentru doamnele căsătorite, pentru și în relații serioase pentru luna octombrie. Totuși, eu cred aici că cineva, careva dintre dumneavoastră l-ați prins pe partenerul dumneavoastră cu cineva. Deci cineva încearcă să vă fure dragostea, da? L-ați prins sau îl prindeți, că până la urmă dăm pe octombrie, uite, certuri, discuții, da? Aveți grijă, poate și știți că l-ați mai prins și în trecut, dar acum din nou, da? Aveți speranțe totuși că cei care aveți copii și aveți probleme cu ei o să vă puneți pe... Veți rezolva anumite probleme cu copiii, deși aici îmi cade totuși cineva are problemă cu un copil, nu știu, cu un spital, cu o problemă de sănătate și aveți speranța că se vor îndrepta lucrurile. Ați dat mulți bani pe chestia asta, o să mai dați. Și da, dacă aveți afaceri sau servicii, de exemplu, dintr-o lună de august, habar nu am, poate fi de anul trecut, de acum 2 ani, 3 ani, și aveți servicii dintr-o lună de august, septembrie, să zicem, când a mai fost cald, da, cald afară, veți avea realizare la muncă acum, văd mai mulți bani, o să vă bucurați de o sumă de bani și, într-adevăr, careva dintre voi primește și un cadou de la un bărbat brunet cu ochii negri. Dar aici cred că e relație, într-adevăr, de mult, mai de mult, pentru că vine pornit către voi. Altele sunteți, aveți relație și îl așteptați și văd că vă uitați după el, vreți să vină, sunteți îndrăgostită, vă e dor de el, poate fi și la muncă în străinătate sau la drum. În luna octombrie veți avea un... Așa, bun.
Aici rămâne cineva gravidă sau sunteți gravide, ați aflat deja, dar sau aflați în luna asta. Pe de altă parte, veți fi supărate pentru o parte bărbătească, dar pare a fi un tată sau un socru, să știți. Sora soțului vă urăște, nu știu ce se întâmplă, o să fie o perioadă când nu o să vă înțelegeți prea bine cu ea. Pe sănătate voi mai aveți mici chestii, ba vă ia ficatul, vă lasă, ba vă ia spatele, vă lasă, uite așa o să fiți, dar nu e nimic neapărat foarte, foarte rău. Foarte rău, adică nu e nimic în plus, e ca și cum știți deja, nu, ce aveți. Nu cădeți în probleme grave, doar aici, nu știu, ori auziți de o fata dumneavoastră care se desparte și veți fi tristă și atrage speranțe să-și găsească pe cineva sau să rămână cu cineva. Și totuși trebuie să aveți grijă pe dragoste, că vi se fură dragostea totuși din partea unei femei brunete cu ochii negri. Veți primi un ajutor nesperat dintre oameni de stat. V-am spus careva aici rămâne și însărcinată. Pentru un tată veți plânge. Așteptați pe cineva de la drum. Dacă aveți bărbat de tobă, va avea mare realizare, care sunteți căsătorite sau în relații cu bărbați de tobă, cel puțin pe bani. Da, e foarte setat pe făcut bani. Iar la începutul lunii noiembrie, să știți că o să aveți o mare bucurie. Nu știu, mergeți, aveți o bucurie care o așteptați din primăvară, vară, până la urmă vă hotărâți, vă alegeți un loc, faceți ceva, da? Faceți ceva, vă alegeți un loc, vă alegeți un loc, poate vă alegeți unde să vă mutați cu serviciul sau unde să lucrați. Da, aici vă alegeți un loc, da, e vorba de servici. Ia uite ce bucurie, altele dintre voi veți avea parte de mult noroc cu cineva de la drum sau plecați voi la drum, foarte frumos a căzut și pe urmă multe șarpele. Păi normal, după realizarea asta cu soarele și cu drumurile și realizarea asta că veniți de la drum, că plecați, nici nu contează, așa vă veți bucura, chiar și singure, dacă sunteți, să spunem că sunteți separate de ei sau vă desparte un drum de partenerul vostru. Deci veți avea așa o realizare frumoasă la începutul lunii noiembrie, încât nu o să vă vină să credeți. Și bineînțeles, pe urmă vine șarpele. Păi normal, că știți cum e. Mereu spun chestia asta și o tot repet pentru noi abonați, noile abonate. Mi-a spus un preot odată, zice, niciodată. Deci un prieten întotdeauna îți vrea binele, dar nu să fii mai bine decât el. Deci, așa că toată lumea ne vrea binele, dar când suntem mai bine decât ei, e numai ură și gelozie și e o carte liniștită. Știți ce simt la voi, la Dama de Roșu pe dragoste? Că v-ați resemnat. Deci asta simt, resemnare. O energie pe dragoste pentru luna asta și foarte. Ori ați fost fidele, ori chiar și partenerii voștri acolo unde lucrurile au mers bine și ați stat liniștite, că văd liniște, chiar dacă sunteți văduve, da? Totuși că văd aici și văduvie, da? Deci chiar dacă sunteți și văduve și vă considerați căsătorite, totuși văd multă fidelitate și acolo unde există parteneri, totuși pot exista alte discuții. Nu, uite, vreți să faceți drum, nu vă lasă. Vreți să
nu știu, să vă mutați, să dați un examen, uite, să mergeți la o școală nouă, nu vă lasă sau nu e, multe alte chestii, dar totuși la majoritatea a căzut această fidelitate, să știți, în perioada ce urmează, luna octombrie. Uite, fericire profundă de plină, da, exact ce vă spuneam. Deci fidelitate, liniște, da? Și aveți cavaleri perfecți lângă voi, mai ales dacă sunt născuți în luna octombrie, în luna aprilie, dar e valabil pentru toată lumea, da? Deci mi-a căzut foarte bine aspectată luna septembrie, luna și luna aprilie, ok? Da, deci frumos. Ia uite și aici, cât aș... Uite, căsătorie și dacă sunteți în relații de lungă durată, vă veți căsători totuși. Ați văzut? Deci asta simt. Liniște și chiar liniște. A căzut pe liniște această carte și haideți să trag, că era să uit. Și un sfat sau un mesaj din partea îngerilor pentru voi, Dama de Roșu, Leila, și vă transmite: petrece mai mult timp singură în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale. Roagă-i pe îngeri să te ajute să dobândești o perspectivă pozitivă. Nu uitați că este pentru etalarea pentru luna octombrie, da, și începutul lunii noiembrie un pic. Bun, și acum vine dama de, urmează dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată patru posturi, ți-am pus, ți-am pus nume de ghicit, astăzi te deschid, o fi de bine să vă luminați, o fi de rău să vă întunecați pentru dama de verde. Amin. Ho, ho, ce forță aveți, vedeți că luați examene. Luați examene, dați examene pentru un nou loc de muncă, pentru o funcție sau pentru ceva și aveți mare putere să învățați, să citiți sau pur și simplu sunteți foarte multe cărora vă place să citiți, poate. Da, dar mi-au căzut examene. Veți primi un cadou de la partenerul dumneavoastră, brunet cu ochii negri. Și veți avea de asemenea mare noroc cu cineva de tobă. Deci nu uitați, dau pentru dama de verde acum, pentru doamnele căsătorite sau în relații serioase. Vreau să vă spun că veți avea liniște și bucurie acolo unde există bărbatul de ghindă și de tobă. De asemenea, vă veți bucura foarte mult de un copil. De fapt, aici pot să spun că cineva dintre voi a pierdut un copil sau vreți să faceți copii și nu puteți, dar îmi cade și totuși o pierdere. Nu sunt eu Dumnezeu sau în măsură să spun, dar mai încercați cel puțin. Da, uite, cu cel de tobă, mare noroc și stabilitate, careva aici s-a mutat la soțul ei acasă sau la partenerul vostru, v-ați mutat sau vă veți muta. Da, ia uite ce bucurie și noroc veți avea în parteneriate, cele care sunteți căsătorite sau în relații serioase, și schimbare de casă, veți semna un act pentru o casă. Într-adevăr, și cele care aveți familie acum, vă pare rău că tatăl vostru a decedat și nu vede, sau părinții voștri sau unul din părinți și nu este cu voi acum, să se bucure. Cele care aveți partenerii la drum, dar nu drum de graniță, în alt oraș, vă bucurați de veștile cu el sau cu ei și vrea să vină în întâmpinare, dar încă mai întârzie, nu știu dacă vine luna, dar stați pe telefoane, pe camere, pe mesaje, nu știu dacă vine luna asta, pentru că îmi dă drumul la spate, dar vă gândiți, sunteți gând în gând, inimă în inimă, foarte frumoasă cartea, aveți o prietenă
brunetă cu ochii negri de ghindă, care chiar vă este foarte sinceră cu voi sau o să vă sprijine într-o situație, altele dintre voi veți cunoaște un bărbat, deși nu sunteți singure, veți cunoaște o parte bărbătească printr-o femeie, dar este cu noroc, dacă nu vă faceți prea multe planuri, aveți noroc de bani după o pierdere, da? Deci după o pierdere, voi ați pierdut de un an încoace, parcă ceva nu vă mai merge, iar dacă ați pierdut în luna iulie un dar de bani sau o afacere sau ceva, să știți că vă veți reveni, e momentul vostru, uite, din nou, deci banii, uite, uitați-vă și voi, da? Deci banii de două ore au venit, peștii, cu un pic de teamă și frică pentru viitorul vostru, dar totuși, eu zic și la unele dintre voi, dacă vă gândiți că partenerul sau soțul ascunde bani, o ascunde, dar nu îi cheltuie cu nimeni, îi ascunde tot pentru el sau tot pentru voi. Mișto cartea la dama de verde totuși, deci la cele în relații. Dacă aveți bărbat cu ochii verzi sau albaștri, acolo sunt niște probleme, dar n-am ce să vă fac, pentru că așa rămâne necazul, rămâne necaz, chiar dacă n-ați divorțat, nici nu prea faceți ceva, nu prea faceți multe și o să auziți și de boala lui sau are probleme de sănătate, dar nici voi nu faceți nimic să divorțați, să vă separați sau să vă luminați viața, da? Din nou v-am spus, deci veți lua un examen, aveți putere să mergeți mai departe, veți avea două locuri de muncă foarte bune, nu veți ști ce să alegeți sau pur și simplu aveți două afaceri sau pur și simplu veți lua bani din două părți luna aceasta, aveți noroc de bani, mai ales pe data de 22 și de examen extraordinar. Multe drumuri veți face în viitor. Cineva aici va sta pe drumuri. Vine, pleacă, vine, pleacă sau pleacă într-un loc de acolo în altă parte. Multe drumuri, dar chiar vă place asta. Unii dintre voi vreți să faceți, nu știu, poate chiar și o școală profesională, o școală de ceva, de bucătar, dar nu văd asta decât pe hârtie. Da? V-am dat un exemplu. Poate vreți să faceți ceva, să plecați la drum, să vă schimbați țara, să lucrați în altă parte, dar va fi cu reușită. Și în viitor, să știți care sunteți, cu bărbați bruneți cu ochii negri, tot cu ei veți rămâne, sunt sinceri, indiferent de ce au făcut sau care a fost relația până acum dintre voi. Vă gândesc soții sau partenerii de lungă durată care sunteți, uite aici, cineva suferă că v-a părăsit sau că a plecat de acasă sau s-a despărțit de voi, totuși da, probabil că dacă vizionați acest videoclip, încă mai sunteți cu el într-o măsură mai mare sau mai mică. Și este foarte supărat și voi și el, dar foarte multă ambiție și ego foarte ridicat și încăpățânare, că oricum nu se mai întoarce, dar și dacă a încercat, voi nu o să-l mai primiți înapoi. Iar acolo unde situația este ok, foarte sexy vă văd partenerii voștri, probabil că vă aranjați foarte mult sau vă veți schimba un pic stilul în această lună. Cineva care este născut în luna, deci cei care sunt născuți ca și parteneri în luna iunie, în luna noiembrie, de asemenea, sunt foarte prinși de voi, foarte îndrăgostiți. Cineva care este în luna aprilie plânge după voi sau poate fi și în martie sau chiar și în octombrie.
cineva din aceste luni plânge după voi. Haideți să tragem și o energie de pe dragoste. Ia uite, magicianul. Ați văzut exact tot ce v-am spus, a ieșit prin cartea asta de tarot. Deci veți fi pe dragoste foarte abile în luna aceasta, o să-i jucați pe degete și foarte mult noroc, într-un fel sau altul, mai mult și mai mult și mai puțin veți avea în dragoste luna aceasta, dar mai ales cei care sunteți, care aveți partener cu inițiala de A, da? Sau dacă voi sunteți chiar și cu N în nume sau prenume, și cu I și în ianuarie, simt că aici cineva se împacă. Deci, vă întoarceți la soț sau soțul se întoarce la voi în următoarea perioadă. Aici, dama de verde este cu ochii versau al maștrii, v-am spus, da? Sau dacă aveți haină de stat pe voi, da? Și Brigitte vă transmite: paza bună trece primejdia rea, privește mai profund această situație înainte de a merge mai departe. Probabil că trebuie să luați anumite hotărâri în dragoste, deci a spune bun înainte să iei hotărârile alea mari și late, mai gândește-te odată, poate nu este cazul neapărat să te separi sau să divorțezi. Vă mulțumesc frumos pentru răbdare, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o lună octombrie nemaipomenită, cu întâmplări benefice. La revedere!